vorbim despre o destinație de excepție pe care ne-o propune și astăzi Nexus Travel, este vorba despre Egipt. Bună dimineața, Armanzila, și bine ați venit. Știți că m-ați bulversat un pic cu chestia asta. Adică, să vă arăt despre ce e vorba. Egiptul Antic se cheamă. Dacă nu citești cartea asta, te duci degeaba de Egipt. Și eu acum îmi dau seama, uite, fata știe despre masca lui Tutankhamon, despre Teba, orașul celor 100 de porți. Adică, dacă te duci să vizitezi Egiptul și nu vizitezi lucrurile astea, te duci, am fost în Egipt. Și ce ai văzut? Nimic, asta la soare. Păi puteai să stai la soare și la Mamaia. Da, cu precizarea că la soare în Egipt poți să stai și în decembrie și în ianuarie. Corect. Mă întrebau aseară colegele de ce Egipt, că doar am mai vorbit despre asta. Dar eu cred că aș vorbi la nesfârșit despre Egipt și venind către voi, mi-am dat seama că țara în care am stat cel mai mult, după România, nu? Țara în care locuim și ne-am născut, e Egiptul. Așa mult v-a plăcut. Pentru că de la un moment dat chiar m-am îndrăgostit de vacanțele în Egipt, mai ales cele de iarnă. Avion din România, zbor 3 ore și un pic și de la minus 20 de grade ajungeai la plus 20. Și atunci, cum să nu te bucuri, ăia iubitor de soare și de căldură ca mine, bineînțeles. Cred că domnul Băsescu n-a fost în Egipt niciodată, că altfel nu zicea că iarna nu-i ca vara. Asta nu știu. Nu mă pot pronunța, eu sunt convinsă că a fost și în Egipt. Sunt sigur, da. Și într-adevăr, Egiptul îmbină foarte bine tot ce înseamnă turism. Adică hoteluri frumoase, relaxare, cu posibilitatea de a vedea ceva din istorie, ceva ce poate nici nu este explicat. Mă gândeam de ce m-a atras pe mine așa de mult Egiptul, pe lângă soare. Ei au făcut din Ra un zeu, unul din zeilor importanți, mă refer la cei din Egiptul antic. Pentru că soarele ăla din Egipt întotdeauna mi-a dat mai multă putere decât același soare din alte locuri. Probabil, cum e așezată țara. Cum... Dar vreau să vă arăt și masca lui Tutankhamon, renumita masca lui Tutankhamon. Eu am fost la Cairo, la Muzeul de Egiptologie, de 2-3 ori, dar vreau să vă spun că soțul meu nu merge niciodată în Egipt fără să se ducă la Cairo. Are el o expresie, trebuie să-l mai privesc o dată pe Tutankhamon fix în ochi. Deci asta e toată din aur, ca să vă prindeți despre ce e vorba. Într-adevăr, șansa de a fi descoperit în 1920 și ceva, neatins, mormântul lui Tutankhamon, a fost o șansă imensă pentru arheologi, nu atât pentru bogățiile descoperite acolo, cât pentru reconstituirea unor tradiții. Atunci s-a văzut exact, se știau lucruri, dar se știau fragmentat despre cum anume erau înmormântați faraonii, care erau simbolurile, ce însemna trecerea asta dincolo. Mie îmi place literatura de anticip științifico-fantastică și sunt convinsă că multe lucruri pe care le știau cei din Egiptul antic, cei din alte civilizații, deocamdată le-am pierdut. Probabil o să le regăsim și vom avea un alt sistem de valori. Cine știe când se va întâmpla asta. Ați adus și câteva materiale, o să-l rog pe Cristi. Da, partea de turism, distracție, Bayern Mare. A ne bucura de istorie? Ia să vedem. Ne bucurăm și de prezent. Bineînțeles, deci pe țărmul Mării Roșii în Egipt s-au dezvoltat foarte multe stațiuni, multe grupate în zona Hurghada, un orășel mic și nou, dar care a dat posibilitatea unei dezvoltări fantastice pentru industria turistică. Asta pe țărmul Egiptului de la Marea Roșie, partea dinspre continent. Mai sunt resorturile din peninsula Sinai, pentru că n-ai cum să nu te bucuri de un apus de soare privit de munții Mării Roșii sau de un răsărit de soare de pe un vârf din peninsula Sinai, unde vezi la 3 dimineața, la 2 și ceva, 3 dimineața, poate exact ce a văzut Moise când a primit
acele celebre tabele cu porunci. Cele două tabele cu cele 10 porunci. Și atunci, de ce de să... De fapt, că au fost 15 porunci, dar una a scăpat-o Moise și au rămas 10. Da. Noi promovăm Egiptul pentru că este o destinație de actualitate. În luna mai se pleacă încă din București. Da, Cristi, poți să schimbi imaginile, poți să încerci din altceva. Din București se pleacă pe Hurghada în luna mai, toată luna mai. Și din iunie începem operarea de pe Cluj, zbor direct Hurghada, desigur cu oprire la București, deci același charter, același avion special pentru turism, poate duce turiști din zona Ardealului prin zborul de la Cluj sau din zona București și atunci șansa să se opereze charterul pe toate plecările lui este aproape de 100%. Uite aici, ce frumos arată! Marea Roșie este marea care mie îmi place cel mai mult. Mă rog, poate după mai Marea Neagră, de care mi-e cam dor. Pentru că are culorile acelea fantastice, are o salinitate care îți permite să înnoți și dacă nu știi să înnoți. Oferă posibilități fantastice celor amatori de snorkeling, celor amatori de scufundări. Eu am văzut Marea Roșie de la Hurghada, de la Sharm el Sheikh, de la Dahab, Taba și chiar de la Aqaba, stațiune a Iordaniei. Chiar au fost niște încercări anul ăsta să se pună pe picioare un charter de Aqaba. Dacă ar fi ieșit, ar fi fost fantastic, pentru că acolo te afli într-un punct pe hartă unde se întâlnesc patru țări. Arabia Saudită, Iordania, Israelul și Egiptul. Egiptul în partea lui de final. Stațiunile acelea din peninsula Sinai s-au dezvoltat foarte mult. E drept că la un moment dat, acum câțiva ani, a fost un atentat urât într-unul din hotelurile Hilton de la Sharm el Sheikh și atunci a mai decăzut puțin, adică dezvoltarea pe care o luaseră aceste stațiuni dinspre Israel s-a mai calmat, dar nu înseamnă că au rămas pe loc și nu înseamnă că acolo nu merg în continuare turiști. Acolo se face foarte mult windsurf, pentru că Marea Roșie, care altfel e foarte liniștită, în zona aia are niște turbulențe pe care le pândesc surferii și le apreciază foarte mult. Mă bucur că derulați imaginile astea care v-am spus mie, hotelurile astea pe care le-am reintrodus în ofertele noastre de la Marea Roșie. Îmi trezesc amintirea de plăcut. La care ați fost și dumneavoastră? Unele din ele, da. Eu am fost în Egipt de vreo două ori și în infotripuri, în călătorii în care am văzut foarte multe hoteluri. Odată în Sharm el Sheikh chiar. Și atunci am văzut și stațiunile alea și mi-au plăcut la nebunie. Egiptul bate orice altă destinație și prin tarife, desigur. Fiind una din țările unde forța de muncă încă este comparativ cu salarii europene sau știu eu din alte zone ale lumii, în Egipt se trăiește cu 50 de dolari pe lună și se trăiește bine. 50 de dolari? Da, locuitorii, deci ce... Țara nu e foarte bogată, Egiptul să ne gândim. Acum, e altă paritate, alte costuri. Nordul Africii, dar gândește-te că... Dar vorbim de 50 de dolari pe lună pentru cei care locuiesc acolo, pentru un turist 50 a, nu, de dolari. Nu, nu, nu e vorba de... Vorbim de presiunea salarială în costurile turistice. Automat fiind... Să-ți permis niște tarife mici, pentru că altfel se miră turiștii. Cum? Adică m-ai adus aici în raiul ăsta, pentru că hotelurile de 4-5 stele. Ce e de precizat, că în Egipt am stat în hoteluri de 4 stele fără emoții, cu servicii foarte bune. De exemplu, noi pe zona Antalya încurajăm să se meargă la 5 stele. Am mai vorbit noi din categoriile alea. Stelele, cum e cu stelele, da. Dar în Egipt sunt câteva hoteluri de 4 stele cu servicii foarte bune. Servicii de 5 stele. Și le putem recomanda. Deci la un buget de vacanță de 3-400 de euro de persoană pentru 7 nopți, all inclusive, zbor, deci inclus transferuri, se pot recomanda hoteluri bune în perioada asta. În Egipt, raportul între cum evoluează tarifele și perioada e un pic altfel decât în alte zone, pentru că iulie-august, desigur, e mai ieftin, pentru că căldurile sunt destul de mari și atunci nu merg decât chiar amatorii de căldură intensă, dar sunt și din aceștia. Dar ce să vă întreb, putem să catalogăm Egiptul ca fiind una din destinațiile
pentru cei care nu, care au concedii doar iarna, de exemplu? Nu, în niciun caz. Eu am fost în Egipt în august, sfârșit de august, început de septembrie, am stat atunci 2 săptămâni. Când am ajuns, erau 40 și ceva de grade, mi s-a părut că nu o să mă pot adapta. Foarte cald. Totuși. După o zi mă simțeam excelent și când am trecut în septembrie și mai scădea temperatura cu câte un grad, adică ajungeam la 37-38 de grade, mi se părea că e un pic cam răcoare. La 38 de grade, dar e vorba de... căldură uscată. Se adaptează organismul. Da, da, pentru că este o căldură plăcută. Nu este o căldură care să te facă să transpiri de sus până jos în 2 minute, cum e căldura umedă de la noi când se face vară. Da, apropo de asta, la fel e căldura din Constanța cu căldura din București, nu e același. Da, eu am spus o expresie aia, cald la voi între betoane, nu la mine pe malul mării, spunea un tunisian la un moment dat. Așa și că luna august nu la noi e cald, la voi e cald. Oriunde unde e briză. De ce este mai plăcut în insule decât în zonele continentale? Tot așa ești mai în bătaia vântului. Sigur, și mările sunt mai agitate acolo, dar uitați-vă ce minunăție văd cei care se scufundă sau cei care fac o călătorie cu un vas cu fund de sticlă. Se practică acest gen de program turistic în Egipt și sunt foarte apreciate. Da, am pornit la început. Desigur, cei care merg în Egipt nu există să nu facă o călătorie la Cairo, să vadă piramidele și muzeul de egiptologie cel puțin și o alta pe Valea Regilor, să vadă mormintele, să vadă Luxorul, Karnakul, niște vestigii ale unei istorii vechi care te pune pe gânduri automat. Degeaba sunt acele povești că blocurile alea de 2,5 tone care au fost piramidele au fost duse pe Nil cu... Nu au explicația totală până la final. Toate sunt niște povești. Cum s-a făcut de fapt, sunt câteva dovezi istorice acolo. Dar nu știe nimeni exact cum au fost construite piramidele și nici Sfinxul. Nu s-a dovedit nici asta 100%. Se bănuiește. Cum se înălțau acele obeliscuri de câteva tone de piatră în exact acea poziție ca soarele în vârf la un moment dat să își facă el acolo menirea, să-și îndeplinească. Ne-ați mai spus de Egipt, dar vă mai întreb încă o dată, din destinațiile turistice care există până la Cairo, e distanță mare? Din zona Hurghada, de exemplu, până în Cairo, pe șoselele care sunt foarte bune, foarte bine puse la punct în ultima vreme, se fac totuși vreo 4 ore. Excursiile acestea care se fac cu autocarul, excursiile de o zi, înseamnă sculat foarte de dimineață, depinde și în care zonă din Hurghada te afli, că și zona turistică acolo se întinde pe câțiva zeci de kilometri și ajungi cu câteva opriri. Lucrurile merg destul de bine, autocarele sunt confortabile, mai tragi și un pui de somn. Ajungi la Cairo, vizitezi piramidele, muzeul de egiptologie, mai sunt și câteva vizite de astea comerciale, un atelier de papirus, o fabrică de parfumuri, ei sunt renumiți. Îți ajunge o zi. Pentru lucrurile importante și cum sunt ele puse la punct, îți ajunge o zi. Pentru cei care vor să exploreze, există și excursii de 2 zile, se pleacă cu avionul din Hurghada la Cairo, cu o cazare în Cairo și atunci ajungi să vezi poate și Alexandria. Mai mult, da. Și pentru cei care vor într-adevăr să exploreze Egiptul, pe charterul acesta din Cluj se pot face programele de croazieră, adică stai 7 nopți, dar în aceste 7 zile parcurgi tot Egiptul. Se face și o combinație de 14 nopți de cazare, în care ai și zona de vizitare, perioada de vizitare, combinată cu un hotel ales în zona Hurghada. Dacă ar fi să faceți o comparație între cele două stațiuni celebre de la ei, Sharm el-Sheikh. Sharm el-Sheikh este un pic mai evoluată, aș spune, cu hoteluri ceva mai scumpe, dar ca zone de plajă, ci amatorii de plajă cu nisip, mai bine în Hurghada. Deci, Hurghada e mai pentru europeni, Sharm el-Sheikh mai pentru americani, nemți, de ăștia cu figuri. Noi ne simțim bine acolo. Dar peisajele sunt foarte frumoase. Amatorii de scufundări, de exemplu, preferă totuși Sharm el-Sheikh, acolo fiind zona mai... adică e mai aproape muntele, zona muntoasă de Țărm. În zona Hurghada există munți, munții Mării Roșii, cum le spun ei, dar sunt un pic mai îndepărtați de zona de litoral. Nu foarte îndepărtați. Chiar acolo, participând la un
program de după amiază, am văzut prima dată fenomenul ăsta de Fata Morgana. Mergi prin deșert cu viteză și ai impresia că te apropii de mare, dar de fapt e tot deșert, dar joacă în fața ta așa o întindere de apă și cred că dacă ești foarte setat, te tot duci către ea. Atunci am văzut pe viu ceva despre care nu mai auzisem sau citisem. Da, Fata Morgana, vezi oaza, vezi de fapt nu-i nimic. Acolo la un moment dat am ajuns într-un loc unde era nisip foarte fin pe un versant și pur și simplu te puteai da cu o placă sau ca și cum erai pe zăpadă. Da, noi ne-am dat pur și simplu pe ce aveam, dar a fost foarte plăcut. Și deșertul acela din dacă mai imagine, acea parte de Sahara din zona Hurghada e cu totul deosebită, v-am spus, și apusul ăla de soare, te duci pur și simplu și aștepți să apună soarele pe munte. Ori fi pe bani și șezlong. în resorturi nu se plătește pentru șezlonguri, toate resorturile. Mă aduc aminte anul trecut la mare când am fost la Eforie. Ma de ce să nu zicem, sunt și pe litoralul românesc câteva hoteluri care au luat în administrare bucăți de plajă și oferă turiștilor în tariful pe care l-au plătit pentru cazare și masă și două șezlonguri și o umbrelă. Hai să spunem, nu toate au reușit. Depinde cum s-a putut. Nu contează, nu depinde de stele pe litoralul românesc. Nu, nu e cu stele. Depinde de 4-5 stele care dau plaje private. Sunt, adică și sunt hoteluri de 3 stele care au această înțelegere făcută și ei administrează plaja și atunci au tu permite să ofere acest avantaj ca un atu în plus față de alte hoteluri. Acum să trăiască concurența, știți? Așa e. Ce, de exemplu, în Mallorca niciun hotel nu are plajă proprie, chiar dacă este construit pe plajă. Este hotel de 5 stele în Cala Mayor, unul foarte renumit, la care plătești dacă vrei să stai pe șezlong. Ai șezlongul tău la piscina hotelului. Bun, hotelul are piscina, da? Proprie. Da, dar dacă vrei la plajă, plaja este publică. Da. E publică sau e luată? Plaja este publică, deci cei care administrează plaja încasează pentru șezlonguri, pentru umbrele, nu te oprește nimeni să stai pe nisip, desigur, sau să stai pe plaja aia pur și simplu, oricine ai fi. Fără să plătești. Mai place regula din Mallorca. La mare, îți spun aia, strag-o din aia, în spate la linie, lasă-mă, bă, domnule. Nu, aici stăm noi cu șezlonguri. Nu așa o chestie românească. M-am simțit așa de... Nu era vorba, că era vorba de 3 metri, că stai mai în față sau stai mai lângă apă. Dar erau copii care vreau să stau... Nu, copiii mai în spate aici, vă rog, în spate. Deranjați pe ăștia cu șezlongurile care au plătit. Asta face diferență. Da, dar de obicei, regula este ca fâșia de la mare să rămână liberă de șezlonguri. Nu, era tot mai liber. Faptul că nu se respectă această regulă ține de cei care trebuie să controleze și să sancționeze abuzurile. Depinde fiecare într-o vacanță ce frumuseți caută. Unii caută frumusețile din România. Și astea sunt niște naturale. Alții caută frumusețile din Egipt. Depinde ce îți doresc să vezi. Știu eu că... Uite aici ce terase frumoase. Ce... Da, restaurante, terase, verdeață. Nu ți-ai imagina că raiurile astea sunt construite în deșert, de fapt. Noroc că... Practic de jur împrejur e deșert, nu? Da. A fost deșert, dar... Păi Egiptul e... Apa se aduce de la Nil sau se desalinizează, dar cred că ei o aduc totuși din Nil, că Nilul e generos și... Egiptul are marele avantaj că după construirea barajului de la Aswan, curent este din plin și cam gratis. Adică în Cairo, de exemplu, în orașe, nimeni nu plătește pentru curentul electric. El vine de acolo, de la hidrocentrală, mai pleacă și la export. Și noi avem baraj la porțile de fier, dar nu ne întreabă nimeni ce și cum. Da, eu mi-aduc aminte în copilăria mea când se făcea, așa, eram foarte mândri că se construiesc barajele acestea în țară, se spunea că la un moment dat vom avea curentul gratis, cred că. Asta s-a uitat între timp. Eu mai amintesc că eu în copilărie aveam memorie foarte bună. Da. Zonele de distracție de la hoteluri, toate au zone de astea cu topogane, cu... Și piscinele sunt fantastice. Exemplu, am fost într-un hotel preferatul meu din zona Hurghada, care avea un lazy river, îi ziceau. Adică te așezai într-un fel de cauciuc umflat și te plimba niște sute de metri prin teritoriul hotelului, așa chiar leneș, cum se numește și cum era și denumirea râulețului. Sau mai sunt acele piscine în care stai în apă și de fapt stai pe un scaun la bar.
bar și îți mai dă un cocktail sau ceva răcoritor acolo ca să... Dacă să vorbim despre prețuri. Am spus, plecăm de la un 3-400 de euro de persoane pentru hoteluri foarte bune pe 4 stele. Foarte și bune. Ajungem și la hoteluri mai scumpe. Da, da. Ar putea fi chiar mai ieftin, dar în Egipt sunt mai scumpe taxele de aeroport și încă se percepe și taxă de viză. Adică există și viza, ți-o procuri pe aeroport? În aeroport, da, nu sunt formalități speciale, se încasează taxa, se pune, cumperi un timbru și apoi ți se pune o ștampilă pe acel timbru și la intrare și la ieșirea din țară. Se vorbește engleză? Se vorbește engleză în toate resorturile, deci te poți înțelege. Sunt foarte prietenoși, foarte dornici să afle despre noi, să converseze. Un popor pașnic, mă rog, ca în orice zonă islamică. Ne întreabă cineva, a întrebat în regie, cam cât sunt taxele de aeroport? Taxele de aeroport sunt, cred că 15 euro, 20 de dolari. Noi le includem în pachetul turistic. Deci le includem în pachet, da. El nu trebuie, da, să plătească separat în aeroport. Nu, sunt tur operatori, de exemplu, la plecarea de pe București, nu se încasează taxa de aeroport, așezi la o coadă, cumperi acel timbru și apoi stai pentru primirea vizei. Turiștii care merg cu charterul de Cluj sunt așteptați de reprezentanții agenției care le mânează aceste timbre pentru viză, pentru că ele sunt deja plătite. De fapt, da, e vorba doar de taxă, nu interesează. Ca la ambasada americană au un formular, apropo, am văzut zilele astea, m-am distrat la maxim, au un formular americanii. Ați participat vreodată la acțiuni de terorism? Cum să scrii da, că îți dai seama? Da, am participat, am omorât vreo 500 de oameni. Sau tot felul de întrebări din astea tâmpite care ți le pun americanii ca să mergi la ei sau să nu mergi la ei. Oare când o să merg fără viză, că atunci merg și eu. Cred că mult nu mai urmează, că și-ar fi dat și ei seama că, bă, românii ăștia chiar nu știu ce și cum cu bombele. Că până la urmă despre asta e vorba, de amenințarea teroristă. Care da, așadar, da, o destinație de excepție, Egipt, plină de istorie și de prezent. Ați văzut, sunt hoteluri, cred că se construiește și acum în Egipt, hoteluri extrem de moderne. Noi o să vă pregătim... Da, apropo, să spunem, că nu vreau să încheiem până nu spunem, săptămâna... Săptămâna trecută, sau când a fost, da. Doamna Zena, respectiv Nexus Travel, a avut un oaspete de seamă. Da. Prin prezența domnului Alin Burcea, de la Paralela 45, ne-a făcut onoarea de a veni în agenție. Iar noi o să vă prezentăm săptămâna viitoare. Și noi am făcut un interviu, că nu îl întâlnești toată ziua un asemenea invitat. Noi inițial am vrut să facem un interviu de 10 minute, așa... Și nu, așa am convenit, așa, stabilit cu de 10 minute. A ieșit de 40, o să-l difuzăm și încă mai mergea. Și mai mergea, încă o să-l difuzăm în două părți săptămâna viitoare. Este un interviu pe care poate l-i odat în viață. În exclusivitatea Alin Burcea, în cea bună dimineață, de vară. În agenția Nexus Travel, o să vedeți ce este vorba săptămâna viitoare. Mulțumim tare mult pentru prezența din această dimineață. Noi ne vedem mâine dimineață la 7.